Elena Văcărescu s-a născut la București la data de 3 octombrie 1864, într-o vestită familie de boieri, fiind nepoată pe linie directă a lui Iancu Văcărescu. Și-a petrecut și adolescența și copilăria lângă Târgoviște, la Vatra Văcăreștilor, loc atins de grația geniului scriitoricesc. Primește o educație aleasă. A fost poetă, prozatoare și autoare de piese de teatru de expresie franceză. În 1895 se stabilește definitiv în Franța, unde se distinge în viața literară pe mai multe planuri. În 1886 publică la Paris volumul Cântecele Zorilor, creație premiată de Academia franceză. A dus peste hotare și opere ale unor autori români, precum Eminescu, Blaga, Goga sau Topârceanu, traducându-le în limba franceză. Elena Văcărescu devine în 1925 prima femeie din România căreia îi se acordă titlul de membru de onoare al Academiei Române. A avut o relație cu principele moștenitor Ferdinand, acesta fiind cucerit de farmecul Elenei Văcărescu, domnișoara de onoare a reginei Elisabeta. Aventura celor doi a fost însă oprită din considerente politice, întrucât niciun membru al familiei regale nu se putea căsători decât cu o femeie cu sânge regal. Dacă idila cu viitorul rege a fost interzisă, poeta s-a stabilit în Franța, având o activitate remarcabilă atât în mediul literar cât și în cel politic. A încetat din viață la vârsta de 83 de ani, pe data de 17 februarie, la Paris. A lăsat moștenirea Academiei Române prin testament majoritatea averii Văcăreștilor. Așa cum a fost mărturisit, dintre toate locurile unde au viețuit poeții, Văcăreștii din Dâmbovița duc mai mult cu ei semnul unei ursite și vraja unei amintiri.